Chemarea veniți de luați lumina a fost rostită și în fața catedralei arhiepiscopale din Galați, după ce a oferit lumina preoților din parhie și reprezentanților poliției, jandarmeriei și pompierilor, aflați la datorie noaptea de Paști, în Preasfințitul părinte Casian a vestit în vierea Domnului pe esplanada din fața catedralei. Slujba a continuat în interiorul locașului de cult. Sfânta liturghie de la Catedrala Arhiepiscopală a fost transmisă în direct pe un post de televiziune local și pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Dunării de Jos.